Bună dimineața, copii, și pacea Domnului. Sunteți foarte drăguți. Vreau să spun că săptămâna aceasta a fost cu foarte mult soare și m-am gândit la vacanță de vară. Așa că povestea de astăzi va fi despre vacanță, dar va fi și o temă care va fi prezentată de companioni. Așa că să vă povestesc despre o fată care e mai mare ca voi, cam ca noi companionii. În timpul vacanței a fost rugată să participe la o companie de colportaj, adică împreună cu un grup de tineri trebuia să meargă din ușă în ușă pentru ca să vândă cărți. Erau diferite cărți, adică de gătit, de sănătate, biblii, dar și cărți pentru copii, așa cum sunteți voi. Nu era ușor. Am emoții. Ca să vinzi cărți, trebuia să știi despre ce este vorba în ele, dar cum ea nu știa despre ce este vorba în cărțile de gătit, pentru ca să le recomande, nu prea având un din ele. Sunteți foarte mulți și nu mai rezist. Dacă vrei, stai jos și spun eu întrebări și continuăm așa. Ia spune, ce s-a întâmplat? Pe la ce oră s-au dus și când au ajuns acolo și de cine au văzut? Păi mergând din casă în casă, aceste cărți trebuiau date oamenilor și fiindcă nu era ușor, pentru că nu le citise pe toate, decât Biblia și câteva cărți, nu prea știa ce să spună despre ele. Așa că aș vrea să vă întreb, ce credeți, ce cărți au fost vândute? Voi cum credeți? Ați auzit întrebarea, cam ce cărți credeți că au fost vândute? Haideți să vedem până se mai relaxează puțin. Cine ne spune cam ce cărți credeți că au vândut? Vă aduc aminte că erau Biblii, erau cărți de gătit, cărți religioase, dar și pentru copii. Voi ce credeți? Da, așa este tocmai. Pentru că cărțile acestea ea le citise foarte bine, fiind și ea copil înainte, așa că era foarte ușor să le recomande copiilor, oamenilor aceștia. Lecția pe care putem să învățăm de aici este că ca să facem cunoștință cu Domnul Iisus și să spunem copiilor, să spunem oamenilor cât de bine și cât de iubitor este Iisus, trebuie ca noi înșine să fim convinși de dragostea Lui. Așa că haideți să le spunem și altora că El este așa de bun. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de dragostea Lui, au nevoie de cineva care să-i înțeleagă și să le ofere ce este mai bun. Aceasta a fost povestea copiilor și îmi pare rău pentru emoțiile pe care le-am avut. Așa că v-aș ruga să plecați lângă părinții voștri, la locurile voastre și să fiți atenți la programul acesta. Vă mulțumesc! Cum te cheamă pe tine? Care e numele tău? Viorica. Viorica, a fost foarte bine. Noi învățăm de aici că e greu de spus povești, iar tu ai făcut deja un pas mai departe. Sigur că da.
Pe Psalmul 101. Voi cânta bunătate și dreptate, ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine, mă voi umbla cu inima neprihănită în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va îndepărta de mine. Nu vreau să-l cunosc pe cel rău. Pe cel ce cleveșește înascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trunfașe și cu inima îngânfată, nu va suferi. Îmi voi îndrepta ochii către credincioșii din țară, ca să locuiască lângă mine. Când mă voi vedea la înșelăciune, cine se va dada la înșelăciune nu va intra în casa mea. Cine spune minciuni nu va sta în fața mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară. Amin. La începutul acestui program dorim să intonăm imnul companionilor, Iubirea ta nemăsurată, iar la refren vă invităm să cântați împreună cu noi, deoarece vorbește despre timpul pe care îl trăim, despre misiunea pe care o avem și despre revenirea lui Iisus. Toate aceste lucruri trebuie făcute împreună, părinți și copii. Pacea Domnului! Săptămâna aceasta, pe 4 mai, a fost ziua companionului. Așa că, ținând cont de această ocazie specială,
Dorim ca în acest sabat să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a fost alături la fiecare pas. Înainte de a aduce laudele inimilor noastre, am vrea să vă prezentăm un scurt raport al activităților noastre. Ne-am așezat cu toții aici, în față, pentru a ne putea cunoaște mai bine. Cu ceva timp în urmă, ne-am ales un nume care, vrem nu vrem, ne reprezintă. Ne numim mesagerii. Suntem ferm convinși că prin vorbirea și purtarea noastră, oriunde am fi, transmitem un mesaj. Conștientizarea acestui fapt, împreună cu umblarea noastră cu Iisus și unii cu alții, ne determină să fim atenți la mesajul pe care îl transmitem lumii. Mai ales că anul acesta, tema de bază a activităților COMPA este misiunea. Așadar, avem o frumoasă împletitură. Companioni, mesageri, misionari. De câteva luni am adoptat un program special. Dacă la început ne întâlneam și duminica, pe parcurs ne-am descurajat și ne-am oprit deoarece prezența era destul de redusă. Așa că acum ne întâlnim doar la școala de sabat. Dar am făcut câteva schimbări în program, astfel încât pe lângă studiul lecțiunii, misiunea să fie ținta și scopul nostru cel mai important. Pentru a fi buni misionari, am avut nevoie să ne organizăm puțin. Așa că la începutul anului am avut o adunare electivă și am ales slujbași ai grupei. Albert este liderul nostru, eu sunt secretara, Daniela este coordonatorul de proiecte, Tabita și Viorica sunt responsabile de colecte și finanțe, iar pentru programul de astăzi i-am delegat pe Raluca și Liviu. La școala de sabat participă cu regularitate în jur de 15 tineri, deși suntem mai mulți. De-a lungul anilor am pierdut mulți dintre prietenii dragi care s-au depărtat de biserică și pentru care ne rugăm. Dar am avut și bucurii. În ultimii 2 ani, 10 dintre noi am primit botezul și suntem membri cu drepturi depline. Toți suntem activi în diverse activități ale bisericii, fie în cor sau la diaconie. Vă mulțumim că aveți răbdare cu noi și că ne-a ajutat să ne dezvoltăm darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Și am emoții. Și pentru că dezvoltare. Și pentru ca dezvoltarea să fie armonioasă și pentru că și pentru că dorim să fim mesageri și, și misionari, am încercat diverse proiecte. În urmă cu 2 ani de zile am hotărât să oferim sprijin financiar unei tinere familii din România care trecea printr-o situație dificilă. Cu ajutorul Domnului Lunar, grupa noastră trimite 100 de euro. Înainte de vacanța de iarnă am colectat și pregătit pachete cu haine și alte articole pe care le-am trimis mai multor familii nevoiașe din România. Tot atunci am pregătit și sandușuri și ciocolată caldă pentru oamenii fără adăpost din Gara de Nord. Spre surprinderea noastră, am găsit acolo un grup de vreo 20 de români, am putut vorbi liber cu ei și le-am cântat și le-am vorbit despre Dumnezeu. Le-am promis că vom mai merge la ei, dar încă n-am ajuns. În luna februarie, un grup de fete a pregătit felicitări vesele pentru copiii cu dizabilități. Au fost foarte bine primite, sperăm că putem stabili o legătură de prietenie cu ei și că le putem mărturisi despre Iisus, Vindecătorul și Mântuitorul nostru. Cel mai special proiect al nostru însă este cel al rugăciunii. Fiecare dintre noi și-a ales una, două persoane pentru care să se roage în mod special. Facem acest lucru individual și la fiecare întâlnire de școală de sabat. Avem bucuria câtorva răspunsuri la rugăciune, dar și provocarea unor refuzuri. Poate că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că nu putem face misiune fără două lucruri esențiale. Acele două lucruri sunt Dumnezeu și dragostea. La niciunul dintre aceste proiecte nu ne-am implicat cu toții, poate 100%, dar fiecare simte o altă chemare, este sensibilizat în altă direcție, este înzestrat cu un alt dar, însă totuși nimic nu funcționează fără el. Pornind de la acest gând,
Am dorit ca astăzi să abordăm tema mai aproape de el. Ați recomandat vreodată cuiva un produs cosmetic sau alimentar fără să-l fi încercat mai întâi? Tot așa nici noi. Nu putem să-l împărtășim lumii pe Hristos dacă nu am gustat mai întâi noi experiența trăirii cu El. Cât mai aproape de Domnul, cât mai aproape.
Nici măcar nu știu exact ce înseamnă. Poate ruga din zări, poate mersul pe ape, poate credința care mă îndeamnă. Nu vă mirați, oameni buni, El e Domn. Poate vi se pare că viețuiți în singurătatea voastră ca în somn și nu vă grăbiți. Doar un ticăit vă deranjează uneori, înainte de moarte mai ales. Ori când ale durerii amare sudori se întrețes. E de la Dumnezeu, de la ceasornicul său, de măsurat inimile și viața și anii și tot, și suferințele pline de bine și rău care se pot. Cât mai aproape de Domnul, cât mai aproape, nici măcar nu știu exact ce înseamnă. Poate ruga din zori, poate mersul pe ape, poate credința care mă îndeamnă. Poate ruga din zori, poate mersul pe ape, dar sigur înseamnă transformarea. Biblia este plină de personaje care au trăit în prezența Domnului, lăsându-se modelați și preschimbați. Însă, ultimele lecții de la școala de sabat ni l-au prezentat pe Solomon. Am putut vedea în experiența lui atâtă intensitate, atâtă dinamică. Tânăr fiind, a onorat pe Dumnezeul tatălui său. Dorința lui de a-L sluji Domnului și poporului a fost răsplătită de Dumnezeu prin binecuvântări fără număr. Și în timpul domniei lui Israel a fost o adevărată mărturie în mijlocul popoarelor. Însă, încet, încet, așa cum este descris și în spiritul profetic, Solomon a alunecat, s-a depărtat de Domnul și depărtarea de el a fost fatală. Chiar dacă din cele din urmă s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu, consecințele depărtării n-au întârziat să apară. În viața unui singur om am putut vedea atât de clar cum apropierea sau depărtarea de Dumnezeu are consecințe foarte vizibile. Am înțeles și că, din nefericire, starea relației noastre cu Tatăl Ceresc nu ne afectează doar pe noi personal, ci și pe toți cei din cercul nostru de influență. Deciziile mele, înțelepte sau nedesăbuite, rugăciunea mea de dimineață sau mersul pe ape, va fi o mărturie pentru familia mea, pentru colegi și prieteni. Vă invit să vă apropiați de Domnul în rugăciune în taină în timpul următoarei piese muzicale și ruga noastră șoptită sau cântată să fie primită și Domnul să ne fie aproape. Thank you.
Iisuse, aproape de mine te știu și gata să-mi dai bucurie, căci Tu ești același, puternic și viu. Ești dragostea sfântă ce învie, ești dragostea din veșnicie. Te caut în ploaie, te caut în fulgi, te caut în strop de rouă, iar când te apropii, în sfintele rugi, întind mâinile mea amândouă. Prin lungile ninse cu frage de flori, când raza piezisă de soare mi-arată iubirea-ți prin calzi fiori, în duh simt a ta alinare. Îmi uit neputința, necazul mi-l uit, și tot ce-ar dori să mă apese se stinge când simt al tău duh, că a venit să-mi dăruie haruri alese. Atunci mă cuprind al tău braț neînvins, la pieptul tău falnic mă ține, pornesc neînfricat către casa de sus, veșnicia să petrec tot cu tine. Amin. Pornesc neînfricat către casa de sus, veșnicia să petrec tot cu tine. Deși versurile acestei poezii sunt la persoana întâia singular, adevărul este că apropierea de Iisus ne pune foc sub tălpi și vorbe pe buze. Experiența trăirii cu El nu poate fi ascunsă. Vom fi martorii Lui până la marginile pământului. Vom fi asemenea apostolilor care nu puteau tăcea nici chiar când erau amenințați cu moartea. Poate asta ne lipsește. De multe ori simt că ne purtăm fals în dorința noastră de evangelizare a lumii. Nu pentru că nu suntem sinceri. Cred din tot sufletul că ne dorim mântuirea celor dragi, dar pentru că suntem atât de stângaci, poate asta ne lipsește. Poate că dacă am căutat să trăim aproape de El, dacă ne-am lăsat transformați de prezența Lui, ne-am naște din nou de adevăratele și întreaga noastră ființă ar emana dragostea Lui. Am fi misionari veritabili. Mai este aici un mic detaliu. Nu avem nevoie de El doar pentru a fi misionari și pentru a-i salva pe alții. Avem nevoie de El pentru noi. Nu cred că vreunul din noi își dorește să audă teribilele cuvinte: du-te, nu te cunosc. De aceea, azi, apropii-te de El. Te așteaptă. Și nu doar că te așteaptă, ci promite că nu te va lăsa niciodată singur. Câte nevoie avem de El în aceste vremuri furtunoase pe care le trăim. Ce minunată asigurarea că nu suntem singuri. Poate că uneori, chiar dacă avem familie sau prieteni, ne simțim singuri și ajungem să fim descurajați. Dar Iisus a sigilat la cruce promisiunea că nu se va depărta niciodată de lângă noi, dacă și noi vom rămâne alături de El. Vă invităm să cântați împreună cu noi la refrenul piesei următoare. Thank you.
Deci, care e concluzia? Așa cum spune și salutul compa pentru Domnul din inimă. Așa trebuie să fie și viața noastră. Inima noastră să fie a Lui și umblarea noastră să fie doar cu El. Atunci împărăția cerurilor și mântuirea oamenilor să fie punctul nostru cel mai important. Așa să ne ajute Dumnezeu să facem pentru semenii noștri și pentru frații noștri. Amin. În numele Domnului Iisus, închidem serviciul divin cu imnul 489, Atât de aproape e Domnul. Lăudăm, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta în această zi frumoasă de sabat și Îți aducem laudele noastre și mulțumire pentru că până în prezent, Doamne, Ai fost alături de noi. Te rugăm ca să ne ajuți pe fiecare dintre noi ca să fim mai aproape de Tine. În mod deosebit, Te rugăm pentru acest grup de companioni care și-au dedicat tinerețea Ție, Doamne, Te rugăm ca să-i binecuvintezi, să le dăruiești dragoste curată față de Tine, față de cuvântul Tău și ajută-le ca să fie buni mesageri în lumea care ne înconjoară. În același moment te rugăm ca și pe noi, la rândul nostru, să ne ajuți ca să grăbim venirea Ta și să trăim frumos pe acest pământ.
Te rugăm ca să rămâi cu pacea și binecuvântarea Ta în continuarea acestei zile de sabat asupra întregii biserici, căci prin Domnul Iisus noi Te rugăm, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin.